Salută pe toți participanții la dezbaterile care azi se petrec în ședința agenției. Moldova Gaz a pregătit calcule pentru reexaminarea tarifelor la gazele naturale. Le-au prezentat pe data de 13 martie la ANRE și astăzi primele dezbateri pe calcule prezentate de Moldova Gaz. Vreau să aduc o leacă introducere la cunoștință că în sală, în discuții participă reprezentanții de la 11, directorii întreprinderi la 11 și întreprinderi din teritoriu care se ocupă cu furnizarea și distribuția gazelor, un director de la întreprinderi care se ocupă numai cu distribuția gazelor naturale și un director de la întreprinderi care se ocupă cu transportarea gazelor naturale pentru consumul intern și tranzitarea lor în țările balcanice. De atâta și s-a primit așa mulți participanți din partea Moldovei Gaz la dezbaterile publice. Și vreau să duc la cunoștință că conform legii gazelor naturale de la 1 ianuarie 2013 la întreprinderea care avea la deservire mai mult de 100.000 de consumatori a fost retrasă de la întreprindere, dată a fost retrasă licența de furnizare a gazelor naturale. Asta s-a întâmplat cu Chișinău Gazul. La 1 ianuarie 2013 cu furnizarea gazelor naturale se ocupă Moldova Gaz, iar compania Chișinău Gaz se ocupă cu distribuția gazelor în municipiul Chișinău. De asemenea, în tariful actual, care astăzi este, a fost introdus cursul dolarului 11,90 lei pentru un dolar. Astăzi, dumneavoastră, tare bine știți cât e cursul dolarului la ziua de astăzi. Și datorită mai multor factori interni și externi care influențează direct activitatea întreprinderilor, este necesară revizuirea tarifelor la gazele naturale. Noi toți înțelegem că Republica Moldova astăzi trece un drum foarte greu în situația care e creată, o situație economică dificilă. Noi toți suntem și cetățenii Republicii Moldova, suntem și consumatori al acestui product care noi al furnizăm consumatorilor. Dar vrem să atragem atenția că a venit timpul să primim o hotărâre, să reexaminăm tarifele existente. Cu așa pierderi financiare care astăzi Moldova Gaz activează, practic e imposibil mai departe de activat. Motivele obiective de bază care determină necesitatea ajustării tarifului la gaze naturale pentru anul 2015 în direcția majorării sunt următoarele. Cheltuielile pentru achiziționarea gazelor naturale. Creșterea cheltuielilor pentru achiziționarea gazelor naturale ține direct de devalorizarea monedei naționale față de dolarul SUA. Dacă să luăm ca statistică anul 2014, pe parcursul anului 2014, SA Moldova Gaz a procurat gaze naturale, reieșind din prețul contractual și cursul de schimb a monedei naționale față de dolarul SUA stabilit pe piața financiară a Republicii Moldova, la prețul de 5.373 de lei 50 de bani pentru fiecare metri cub. Ceea ce este cu 607 lei și 90 bani pentru la fiecare metri cub, mai mult decât suma stabilită în tariful în vigoare. Suma stabilită, prețul de achiziție în tariful în vigoare, constituie 4.765 de lei 60 de bani pentru fiecare metri cub. Sau cu 329 de lei 50 de bani pentru fiecare 1000 metri cubi, mai mult decât prețul de realizare a gazelor naturale la stațiile distribuției gaze, aprobat de către ANRE. Tariful aprobat de către ANRE de realizare a gazelor naturale la stațiile distribuției gaze constituie la moment 5.044 lei pentru fiecare metri cubi. Numai la capitolul acesta, pierderile SA Moldova Gaz pentru anul 2014 de la procurarea gazelor naturale au constituit circa 640 de milioane 100 mii lei. Astfel, doar pentru primul trimestru a anului curent, pierderile la acest capitol se vor cifra la suma de 469 de milioane lei, sau ceea ce constituie
73,10% din suma pierderilor anului 2014. Motivul de bază a creșterii nivelului de pierderi constituie devalorizarea monedei naționale. Conform prognozei pentru trimestrul 1 anului curent, cu un curs de schimb al monedei naționale față de dolarul SUA de circa 18,40 lei, sau cu 54,36% mai mult decât cursul de schimb. Ну, я думаю, что сейчас преждевременно говорить, вот какая цена будет у бытового потребителя. Все зависит, к какому давлению он подключен. Там же есть и разные давления подключения. Мы сделали расчет среднего тарифа и представили материалы для расчета среднего тарифа. И в процессе уже обсуждения с представителями агентств уже выйдем на какой-то средний тариф. И зависимо от среднего тарифа уже пойдем дальше. Пока мы расчет представили для среднего тарифа. Noi credem că pentru tarif final, cred că o să ajungă în jurul la 8,30 lei. Dar asta după și discuții care o să fie cu reprezentanța agenției. Asta deja reprezentanța agenției o să ia o hotărâre în acest. Asta e o hotărâre a Consiliului de Administrație. Deci în funcție de prețul mediu pe care voi l-ați cerut, da, cât ar plăti consumatorul final, consumatorul casnic? M-am lămurit că sunt foarte multe capitoli care noi am prezentat calcul care o să fie examinate la nivelul specialiștilor.